Mâna, auzi că după tine vine o altă invitată cu care te-ai păruit. Asta înseamnă că și-au făcut coafura. A fost sincer. În trecut. Ce aibă, gata. Acum, cele rele să se spele, cele bune cele să se adune. Așa zic. Trecutul faci ca Cioloș azi, că l-au întrebat pe și care e faza cu alianța cu USR și au ușilat. Să nu vorbim despre trecut. Asta a fost alaltă, înțelegi? E minte aveam eu, mieri 4 zile. Ești obișnuit ca la noi în Botoșan, dar nici chiar nu, mai da, gata. Noi păureala, hai, păureala e foarte recentă. Da. Dar vorba este veche încă de când eram eu student singur în regie. Cele bune să se adune. Da, pe păi nu, măcar cele rele să stea acasă. Măcar cele rele să nu vină, înțeleg. Cele bune să se adune. Da. Bine, este loc pentru toată lumea, planul. Yes, dar de ce v-ați spuruit? Foarte, foarte frumos stai, chiar dacă... Mulțumesc. Ești prima care stă așa încolo, de obicei se întorc în face. Aici e o femeie și un bărbat căsătorit. Da. Și totul e așa. Da, eu am și o privire. Da, mă, în glume, da. El e sus, treaba să ta. Să nu stânjeni în fata. De ce te-a oprit miliția de două ori? Da, pentru păi îmi place viteza. Aha. Din păcate. Da, și m-a prins în localitate cu 130. În ce localitate? Oamenii în ea? Știi că pe DN2. Da, îți dai seama cu oamenii în ea. Pe DN2, logic. Toată lumea e prinsă pe DN2. Da, pentru că am înțeles că sunt foarte mulți polițiști. Am numărat eu odată de la Iași 18 radare până la București. Lasă-o morții, mai. Adică, mă rog, nu mai bine făceau un drum cum trebuie decât de o bandă jumate. Asta norocire, ziceam și eu. O nenorocire de drum. Da, și îți dai seama că s-au obișnuit. Acum am făcut drumurile astea în fiecare weekend aproape și mi s-a luat să tot merg regulamentar, făcut, foarte multe lucrări. Apropo de anchete, au făcut colegi de la Libertatea drumul crucilor. Da. Spre Buzău. Nu-ți vine să... Ăsta e DN2. Da. Au numărat nu știu câte sute. Băi, nene, lasă-o în curând. Foarte mulți, da, foarte mulți polițiști. Și când m-am întors înapoi spre București, iar o stat 10 km după mine, ce gândesc domnul polițist. Domnul doctor. Doctor Botonier. O chema și doctori. Îți dai seama, nu. Nu mai e personal la ATI. Aveau Ward 4 ca viteză. În ultima perioadă, cum s-a obișnuit cu foarte mulți. Au mers 10 km după tine și nu i-ai văzut? Nu era întuneric. 10 km nu te-ai uitat în oglindă? Păi m-am uitat în oglindă, dacă nu erau girofarele prinse, îți dai seama. Eu eram în afara localității, m-am observat din afara localității și au stat după mine. Mai aveam mașini în spate. Dacă dau drumul la girofar, îi afectează la consum. Haie, vezi? Bun, să o dau. Consumă baterie. Și pe noi la bani. Dacă nu dau drumul, se cheamă că nu sunt în misiune și n-au voie să te amendeze. Nu știu cum se face. Când au ajuns lângă mine, au început girofarurile să funcționeze. Da. Și te judeci cu ei, nu? Da. Bine le faci. Foarte asta bine. Este. Oricum ei câștigă, dar nu. Nu, e adevărat. Legea întotdeauna câștigă. Nu, serios? Eu am câștigat două procese cu ei. Tot așa? Cu viteză? Da. Nu cu viteză, cu dungă continuă. Ah. Dar aveam dreptate, ce drept. Ce fain. S-o oprise, între timp au întrerupt o dunga. Ce fain. Cu dungă roșie pe buletin. Nu mă, dar mă duceam spre Brașov și pe acolo serpentine, drum, așa, și unul cu o Dacie săracu a rămas în par. Știi? În pantă. Panta aia, așa. Pantă, da. Așa, și n-a putut săracu să tragă foarte mult, că pica, intra în zid și, mă rog, trebuia să stai după el, adică trebuia să-l ocolești cumva, pentru că omul s-a oprit relativ brusc. Și am depășit foarte puțin. Ba chiar deloc, cred că am călcat, am tăiat dunga continuă, că așa trebuia. Și așa a trecut toată lumea. M-a oprit, mi-a luat carnetul și a oprit-o și pe cea din spatele meu, era soția. O doamnă din Timișoara. Nu, n-a oprit-o, a identificat-o pe cameră. Și a început procesul, nu știu ce, și a chemat-o martorul, dați seama că se lungesc procesele vreun an. Și a chemat-o martorul de la Timișoara să ajungă la... Sinaia, tu îți dai seama, săraca. Și femeia a zis, doamne, nu mai mi-aduc aminte. În noiembrie și asta s-a întâmplat în aprilie. Și nu mi-aduc aminte. Deci a fost identificată pe camere că a circulat. Vă rog, ne spuneți dacă autoturismul a tăiat. Și zice, doamne, nu mai știu. Chiar nu mai știu, îmi pare rău, nu mai știu. Nu, dar trebuie să veni. Și a adus-o cu forța, bă, băiatul. Serios? Jur pe mamă. Comandat de aducere. A adus o comandat de aducere de la Timișoara și femeia a zis, uite, domne, că m-am liniștit aseară, m-am calmat așa și mi-aduc aminte perfect. Domnul din fața mea n-a călcat deloc dunga, continuă, a circulat absolut exemplar. Deci le-a dat femeia, dacă Toma ți-a dus firacție de la Timișoara. Păi și în fața mea era un gele, poate se nimerește. Domnule, dacă te uiți la mine. Da. Te trăgea la șufă cu 130 la oră. Cum e cu muzica? Cu muzica, eu cochetez de mică, am cântat în coruri și așa mai departe. Eu asta nu știam, chiar nu știam. Da, am auzit discuția de înainte, doar că nu am găsit eu... Mă rog, un producător să simte așa întru totul că vreau să mă dedic muzicii. Măi, eu am făcut asta din pasiune, dar nu am vrut să am din asta un job să muncesc. Foarte rău, că ar fi fost poate bine, nu? Pentru un bărbat, în muzică e mai ușor, pentru o femeie e un pic mai... E mai greu. Zici tu? Așa zic eu, nu știu.
Încă nu am găsit. Pare că mult mai ușor să reușești în viață ca femeie în orice, nu numai în muzică, adică. Mai până acum eu am cam ghinioane, cam multe ghinioane. La minerit nu sunt foarte multe. Da, mă rog, da. La minerit nu. Nu, în showbiz, na, ți-a fost frică de compromisuri. Da, să știi că întotdeauna mi-a fost oriunde să nu fac compromisuri, să mă păstrez curată întotdeauna. Păi și cum ți-ai luat inima în dinți? Poftim? Cum ți-ai luat inima în dinți? Păi acum, piesa asta pe care am făcut-o pentru mama, mai mult am dedicat-o pentru mama, nu nici de cum așa. Am zis că eu inițial am vrut să o fac doar pentru ea, să dau ei să o asculte, doar că cei de unde am înregistrat, de la studio, a spus nu, hai să o scoatem, că poate mulți se regăsesc. Mai exemplu, în perioada asta au murit foarte mulți oameni. Și de ce nu? Și am zis, hai să o scoatem. Na, acum. Și acum ar putea fi un început? Adică acum mai Nu, nu, eu am mai scos, am scos un colind. Un început pe zona profesionistă, adică să scoți la modul profesionist, ca un artist. Nu știu, nu mă gândesc la asta. Las viața să mă surprindă. Am alte priorități în momentul de față mai importante. Da, mă rog. Nu îmi stă minte exact doar la muzică. Dacă o să fie, să fie... O adică să fie. Dacă o să te caute cineva, da. Dar da, nu te, dacă nu o să mă abordeze cineva și să simt la modul ăla o piesă chiar foarte bine, atunci da, o să mă bag în treaba asta. Până atunci nu. Las locul celorlalți. Am înțeles. Da. Nu zic că nu e o gândire bună, dar toată mai trebuie să mai dai și din coate puțin. Da, nu sunt eu în starea asta acum. Are 200 de bitcoin, nu-i pasă. Ei, a, 200. 250 acum de bitcoin. Era miliardară, da, exact. Bilionar era. Dacă aveam atâția. Cui merge bine cu... criptomonede. Deși ai văzut că astăzi au mai crescut. Stai bine? Am mai crescut. Stai bine? Îți spun sincer că de o săptămână nici nu mă mai uit. Am vrut să... Să nu-ți faci rău! Dar chiar îți spun când scade... Nu, deci am vrut să investesc în TLM și în Solana. Aha, nu Solana. Ai luat Solana? Solana, vezi că a crescut bine. Eu mă uitam cu iubitul meu când era $24 și când am văzut că a crescut așa. Deci zic, nu, te trebuie mute din casa ta, n-am. Angels, mă, când s-o lansa Angels ăla bazat pe fapte bune, ăla o să... Moneda aia de care să ziceai? Fie treabă, să fie treabă bună, da, pentru că... Mamă, eu deja am 733 de euro și ne... Wow, dar cât ai investit? Plec la Sinaia, să mor la grâu, deci mâine plec la Susai. Să-ți ia carnetul de mine. Am băgat? 150 de euro am băgat. Mamă, tu ești... Nu m-am jucat, când? Deci nu m-am jucat, direct te-am aruncat. Dar când? Că... Acum au 7 luni, un an aproape. Păi câte 100 de euro pe lună, da. Pe lună, da. Bine, bagi 100 de euro și faci nimic. Să te îmbogățești. Dar frate, ce ai? Așa, dacă nu riști, nu... Nu câștigi. Au băgat aia 10 cenți la Bitcoin și acum m-au... Eu am pierdut mult. Foarte mult am pierdut și de atunci am zis că nu mai vreau să... O, Solana acum e 129 de euro. Am pierdut, am băgat într-o monedă românească. Peste noapte s-a dublat. În Elrond? Da. În Elrond? Nu mai știu cum se... Nu, King Arthur, ceva de genul era. Nu mai vreau să-i fac publicitate acum. Nu e vorba. Și am băgat banii, s-au dublat în a doua noapte, în a treia noapte s-a triplat și după aia a scăzut mai... Zic, nu te cred, nu pot să cred. Jumătate cât am investit. Ai răbdare sau să vinzi când e sus, să cumperi? Da, e ca la loterie aici. Hai, mai bine cum...